Capetienii au fost principala dinastie franceză a evului mediu, ce își trage numele de la Hugo Capet, duce al ținuturilor pariziene în 987 și care a durat până în 1328 la așa numiții regi blestemați, evocați într-un celebru roman istoric de către Maurice Druon. Vremea capetienilor este cea a participării active a regatului francez la cruciade, pornite de la Clermont în secolul XI, conduse de un Ludovic al VII-lea în secolul XII, istorisite de primii cronicari de limbă franceză, Geoffroy de Villardouin și Robert de Clary în secolul XIII, dar și de cunoscutele cântece de vitejie, chanson de gest, având drept erou pe Contele Roland. Este și vremea unei riguroase organizări administrative în timpul lui Filip al II-lea August, cel care a fortificat Parisul. Este și cea lui Ludovic al IX-lea cel Sfânt, cu pioasele sale ctitorii în stilul gotic, acum născut pe malurile Senei. Este, în fine, vremea acelui rege aproape modern, care a fost Filip al IV-lea cel Frumos, centralizator al regatului, persecutor al templierilor și chiar falsificator de monedă.